Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a apreciat inițiativa guvernului condus de Dacian Cioloș de a debloca fondurile pentru lucrările de măsurare și înregistrare gratuită a proprietăților în cartea funciară, arătând că următorii 2 ani vor fi ani de foc în care vor fi prinse la cadastre toate localitățile județului. Flutur a amintit că în primul său mandat, în fruntea Consiliului Județean, a demarat procesul de intabulare gratuită a proprietăților prin programul Cezar al Băncii Mondiale în localitățile Moara, Adâncată, Mănăstirea Humorului, Horodniceni și Dărmănești. Lucrarea de la Moara fiind finalizată deja pentru întreaga localitate pentru un număr de 12.451 de imobile. Șeful administrației județene a precizat că în acest an guvernul Cioloș a aprobat cadastrarea gratuită pentru mai multe localități sucevene, lucrările fiind finanțate de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Finanțarea este multianuală în cuantum fix de 60 de lei per carte funciară. Astfel sunt lucrări în execuție la Cornul Luncii, Capul Câmpului, Bosanci, Berchișești, Iazlovăț, Ilișești, Liteni și Siret. Pentru localitățile Ciprian Porumbescu, Moldova Sulița, Ostra, Rădăuți, Salcea, Stroiești și Stulpicani există încheiate contracte de finanțare și de execuție, urmând ca predarea documentelor să fie făcută începând cu anul 2017.